Îndată după miezul nopții, chiar în prima oră a zilei de 8 martie, domnul ministru al muncii, Marius Budăi, a sunat mai multe doamne și domnișoare casiere pe care firma Oșan le-a lăsat fără casă. Domnul Budăi, într-o stare euforică, s-a oferit să le angajeze ca prestatoare de servicii. Aflăm că, drept răspuns, socialdemocratul a fost trimis în mama domniei sale, probabil în legătură cu chestiunea pensiilor speciale. Evgeni Prigojin, șeful armatei de ucigași cu simbrie și pușcăriași a Rusiei, pentru că grupul Wagner nu reușește să-i dea peste cap pe ucraineni, a anunțat măsuri pentru electrizarea celor care luptă fără tragere de inimă. Aceștia vor petrece o noapte cu o mare iubitoare de ruși, senatoarea Șoșoacă din România. Femeile, lumea va fi un loc mai frumos în care să trăim dacă vom începe să respectăm aceste ființe ale societății. Autorul acestei cugetări, tânărul secretar de stat din Ministerul Justiției, Bogdan Ilea, este probabil un jurist de mare competență, de vreme ce face această observație pătrunzătoare. Femeile au calitatea de ființe și nu de lucruri, cum s-a crezut până acum. Chiar dacă liberalul Ilea nu merge până la a considera femeile ființe umane, ci ființe ale societății, cam cum sunt câinii comunitari. Totuși, propune începerea unei operațiuni pe care el împreună cu alții vom începe, spune, n-a întreprins-o nici de cum până acum. A respecta femeile. Domnul Ilea pare a avea reale perspective să ajungă ministru plin. Gabriel Oprea, fostul ministru de interne, care se ducea și la closet și la o ciorbă de burtă cu escortă de poliție cu girofar, a fost achitat pentru moartea tânărului polițist Bogdan Gigină. Sentința Tribunalului București nu e definitivă, dar e definitorie. Floare la ureche, sau mai exact pe piept, după 7 ani de târât dosarul prin justiție, ca procesul să fie dus până în toamnă, când vine prescrierea. Pe directorii Hexifarma, responsabili pentru 340 de infracțiuni de înșelăciune, care au dus la agravarea stării de sănătate a sute de mii de bolnavi, prescrierea i-a făcut deja scăpați. Aceiași magistrați ai Curții de Apel București, care i-au găsit acum vinovați, fără putință de tăgadă, citez, sunt cei care au tras 4 ani de proces până s-a ajuns la prescriere. Fostul ministru de finanțe al lui Dragnea, Vâlcov Cavou, omul cu 100 de tablouri ascunse în pereți, a fost achitat definitiv de Curtea de Apel Craiova pentru acuzațiile de instigare la dare și luare de mită. Vâlcov nu e aici ca să dea de băut. S-a speriat și a zbugit-o mai de mult în Italia, acolo unde se află și criminalul Mario Iorgulescu, suferind crunt de dor de țară. Fostul primar al capitalei, Sorin Oprescu, nu știu dacă mai suferă de ceva în vila sa prezidențială din Grecia, dar, dacă stătea pe aici, putea să candideze anul viitor la primăria capitalei. Așa că, stimați hoți, escroci și ucigași cu ștaif, nu mai intrați în panică, nu mai dați vir cu fugiții, rămâneți în patrie și aveți încredere în justiția română. Președintele Iohannis s-a dus la Tokyo pentru un schimb de experiență cu campioana mondială la prăbușire demografică, Japonia. La japonezi se nasc prea puțini copii de prea mult bine. La noi, de prea mult rău.
Domnul Iohannis a zburat cu un avion privat, închiriat din Luxemburg, un Boeing amenajat ca un palat, contra unui mizilic de circa 100.000 de euro. Mie unul mi se pare chiar prea puțin pentru valoarea domnului Iohannis. Există însă un inconvenient. Aripa Boeing-ului e la o înălțime față de sol de 5 metri, prea sus ca domnul președinte să-și poată arunca paltonul pe ea.